În război se folosesc toate uneltele necesare pentru a-și atinge obiectivul, o parte sau alta a celor două sau mai multe părți co-beligerante. Suntem într-un război cu pandemia și într-un război cu știrile false care sunt din ce în ce mai prezente în România și în întreaga Europa. În timp ce în țară mulți prea iubiți analiști militari sau de orice fel din presă și nu doar din presă, supun Armata Națională a unor atacuri fără precedent din punctul meu de vedere și bagatelizează eforturile militarilor români din teatrele de război și pentru menținerea păcii în afara granițelor țării și, bineînțeles, pentru înzestrarea Armatei Naționale. Vedem că state europene extrem de importante și cu experiențe întocmai plăcute cu statele din estul Europei își înzestrează armata în cantități industriale. De această dată, Suedia 40% pentru apărare, crește bugetul cu 40% pentru apărare în următorii 5 ani. România, programe foarte ambițioase de înzestrare a armatei care a fost văduvită de foarte multe ori de fondurile necesare și am reușit, slavă Domnului, să avem un acord de colaborare politică de orice culoare pentru cei 2% din PIB pentru apărare și cu toate acestea, până și videochatistele din România sar la gâtul armatei, ca să nu spun altfel, pentru că suntem o emisiune academică, în esență. Avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul Ovidiu Raiețchi, vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, un luptător pentru înzestrarea armatei și ne anunță domnul Raiețchi un nou pas extrem de important pentru România. Elicoptere de atac și antisubmarin. Domnule Raiețchi, înțelegem că un obiectiv ce părea cumva greu de atins ani în urmă a reușit prin eforturile dumneavoastră și a militarilor din țară să ajungă mult mai palpabil. Bună ziua, în primul rând! Bună ziua! Da, intrăm într-o etapă nouă. Am închis sau ne apropiem de închiderea unei prime etape, o etapă în care ne-am concentrat pe apărarea antirachetă, în care am dezvoltat sistemul de la Develu, care e un sistem antirachetă, în care am dezvoltat sistemele rachetă Sol-Air Patriot sau sistemele rachetă Sol-Sol HIMARS. De asemenea, încheiem etapa integrării de pline a avioanelor F-16 în sistemul de apărare aeriană, pentru că nu e suficient să ai un astfel de avion, trebuie să pregătești piloți, trebuie să pregătești piste și am văzut cât de complexă e acest element și intrăm așadar într-o a doua fază care a fost gândită de la bun început, să știți, nu e un triumf recent, este pur și simplu o a doua etapă în care vom primi, sper, cât mai repede, depășind etapa blocajului juridic, respectivele corvete. Și corvetele au fost gândite de la bun început cu această dotare de elicopter antisubmarin, care este cea mai bună soluție pentru Marea Neagră, pentru că la forța dezvoltată de Rusia în această zonă de submarin, nu poți să dai o replică creând o industrie a submarinului, pentru care noi nu suntem încă pregătiți pe termen scurt, deși un ministru a anunțat ceva triumfal din punctul ăsta de vedere, și găsim sigur o soluție defensivă, pentru că toată desfășurarea noastră de la Marea Neagră este una defensivă post-anexarea Crimeei. Domnule Raiețchi, am văzut, din păcate, colegi de dumneavoastră deputați în Parlamentul României ce aveau acel discurs găsit în rândul videochatistelor din România, fără să-i pronunț numele. Domnule, de ce înzestrăm armata când țara noastră are atât de multe lipsuri, de la spitale până la străzi? Cum vedeți dumneavoastră acest discurs anti-armată în România, venit de la nivel de la care nu te aștepta? Deputați, senatori în Parlamentul României, foști deputați și senatori în Parlamentul României, chiar foști miniștri, nu neapărat a apărării, dar care vin cu un discurs pro-cremlinez mai degrabă. Domnule, trebuie să ne vedem mai întâi de prioritățile de infrastructură și după aceea mai vorbim de armată. Este o lipsă de cultură, pentru că o țară fără o postură strategică, o țară care nu-și asigură siguranța, va fi pe termen mediu o țară extrem de săracă și extrem de vulnerabilă. Și vă pot da două exemple. Vă pot da chiar exemplu României, în perioada interbelică și în perioada celui de-al doilea război mondial, o țară care n-a reușit să-și găsească o alianță și a fost sfârtecată. Și vă pot da exemplu Ucrainei, care, fiind prinsă în această menghină est-vest și neavând șansa României de a avea o umbrelă NATO, este o țară distrusă de război, ruptă în două și mult mai vulnerabilă economic decât este România. Deci o stabilitate pe care te-o asigur pe cale militară și strategică se va transforma rapid în o forță economică. Asta trebuie să înțeleagă cei care vorbesc de infrastructură. Păi infrastructura României nu va crește niciodată
mai spectaculos decât crește în această perioadă, tocmai pentru că se creează un coridor defensiv Varșovia-București, care ne va oferi o autostradă, care ne va oferi infrastructură pentru trenuri, feroviară și așa mai departe. Foarte bună observație dumneavoastră. Dincolo de aceasta vorbeam pentru cei de acasă și o să explic și burtiera pe care o avem pe ecran. Videochatiste, iată că mi-e greu să pronunț numele, nu mă pasionează neapărat domeniul, dar care sunt plătite prin tokeni. Spuneau unii experți în Securitatea Națională că acești tokeni sunt folosiți pentru spălarea banilor care ajung în definitiv la acele voci, ca să nu zic guri, ce propagă dezinformarea kremlineză. Răzvan Munteanu, expert coordonator CE, prezent în platoul BNTV, are o întrebare pentru dumneavoastră. Te rog, Răzvan. Bună ziua, domnule Raiski. Bine, avem multe întrebări legate de acest subiect. Noi încercăm mai să luptăm cu propaganda rusă și vă mulțumim pentru intervenția pe care o aveți. Și aș vrea să trecem la o serie de narrative pe care Rusia le folosește privind scutul de la Adeveselu și care sunt prezente sub o formă sau alta în presa din România sau pe rețelele de socializare. Unul dintre acestea ar fi că instalarea acestor facilități NATO pe teritoriul României, așa cum este scutul de la Adeveselu, accentuează un nou război rece cu Rusia. Cum contraargumentați dumneavoastră ca decident politic pentru cetățenii români acest aspect? Cel mai important lucru mi se pare, dincolo de o privire punctuală pe diferite atacuri care au avut loc, că e o formă de agresivitate, ceea ce e fals. Că la Adeveselu, exact, militarii americani fac tot felul de lucruri care s-a dovedit din nou fals. Cel mai important lucru mi se pare însă următorul, că niciunul din aceste narrative nu se bucură de succes în România. Adică urmăresc emisiunea noastră, faceți un lucru extraordinar, dar noi avem o șansă naturală, ca să spun așa, șansa faptului că organic ne simțim aproape de Occident, organic avem o tradiție de rezistență în raport cu Moscova și din punctul acesta de vedere, narativele Rusiei nu prind în România, în timp ce în alte zone pot să aibă un succes mult mai mare. În mod evident, România nu are nevoie de o postură ofensivă în raport cu Moscova, nu a avut-o niciodată. Istoria ne demonstrează că cei cu postură ofensivă în raport cu România, care au luat de-a lungul timpului bucăți din trupul României, sunt cei de la Nord, în niciun caz noi. Bun. Deci toată istoria contrazice acest narativ despre care vorbim. Domnule Raiță, cu toate acestea nu putem nega evidențele. Avem inclusiv partide răsărite precum Cipercele după ploaie, ca plouat zilele acestea și e de înțeles, ce propagă acest mesaj de nu suntem colonie occidentală, ne fură pădurile, ne fură aurul, ne fură tot ce e de furat. Slavă Domnului că inteligența pare că a fost furată la unii dintre ei, dar avem un discurs agresiv în spațiul media și politic din România, profund anti-occidental. Este o realitate pe care încercăm să o combatem în această emisiune și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Am văzut inclusiv aceste figuri noi apărute, pentru că mai nou, dacă până acum ceva ani era la modă să fii ori avocat, ori economist, acum la modă este să fii vlogger. Și am văzut acești vloggeri, blogger și alte numere asemenea care propagă aceste mesaje profund antinaționale și antisiguranță națională. Domnul colonel Ion Petrescu este prezent în platoul BNTV. Aveți o întrebare pentru domnul Raiețchi sau o analiză a cele spuse de domnul Raiețchi mai devreme? Am ascultat cu atenție și este încurajator că un politician care s-a concentrat și se focalizează asupra defensivei naționale are asemenea opinii pertinente. Rugămintea ar mea ar fi să vă referiți și la ceea ce va fi investiția americană la Câmpia Turzii, o dovadă a dorinței Statelor Unite ale Americii de stabilitate, inclusiv militară, în această parte a Europei. Da, categoric, prezența americană și investițiile americane la Cocălnicianu și la Câmpia Turzii ne arată, de fapt, că ne pregătim pentru o prezență pe termen lung a Statelor Unite aici și că România reprezintă, de fapt, cel mai important jucător al NATO și al civilizației occidentale la Marea Neagră, în condițiile în care Erdogan, în mod evident, într-o înțelegere cu Putin, a întors spatele Mării Negre, se concentrează spre alte zone, lăsând Rusia să-și consolideze prezența aici. Deci, atât investițiile economice și de personal în Cocălnicianu, cât și ceea ce se întâmplă la Câmpia Turzii, pregătirile României pentru sectorul de drone, care a explodat în ultima
ultima perioadă ca relevanță militară și pe care România a decis să se concentreze, toate lucrurile astea ne arată, așa cum spuneam, că România este în jurul Mării Negre cel mai important jucător al civilizației occidentale și pentru asta, revenind la ce discutam mai devreme, e foarte important să apărăm la nivel discursiv valorile civilizației occidentale, pentru că e modul cel mai simplu să atace o forță militară din interior, punându-i la îndoială credințele fundamentale. Bun, domnule Raiețchi, ați spus că noi suntem o țară pașnică și suntem, am dovedit pe parcursul istoriei, suntem o țară pașnică ce își vrea liniștea granițelor sale, în primul rând. Ați spus totuși că suntem de orientare pro-atlantică natural și este adevărat, perfect de acord cu acest lucru. Pe de altă parte, o avem pe tanti Maria Zaharova, pentru că nu pot să o numesc diplomat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a Federației Ruse, care ne amenință după semnarea contractelor cu Statele Unite ale Americii în ceea ce privește înzestrarea Armatei Naționale Române. Cum explicați dumneavoastră acest deranjament colosal moscovit la adresa înzestrării defensive a armatei române? În mod evident, România reprezintă o mare problemă geopolitică și culturală, civilizațională pentru Moscova, pentru că România vine ca un pinten al culturii și civilizației occidentale într-o zonă pe care Moscova a sperat tradițional să o controleze și care în mod normal ar fi trecut dincolo de România. Adică spațiul de protejare al ortodoxilor, așa cum fusese gândit de țari, trebuia să ajungă până în Bulgaria, trebuia să ajungă până în Serbia. Ori decizia României de a merge în direcția occidentală, care a fost asumată foarte clar în perioada 96-2000, a tăiat tot acest joc al Moscovei. Faptul că România a acceptat acest sistem defensiv atât de aproape de Rusia, din nou a încurcat foarte mult planurile militare ale Moscovei. Cu alte cuvinte, România este probabil principala problemă europeană cu care se confruntă Rusia, sigur alături de Polonia, dar din anumite puncte de vedere Polonia, din anumite puncte de vedere Polonia e un pic mai departe și nu vine pe acest coritor de expansiune ortodoxistă. Bun, atunci tonul va fi categoric unul dur, constant la adresa României. Rusia este foarte consecventă și perseverentă în acțiunile sale geopolitice regionale, de la Ecaterina a II-a, ce a inventat panslavismul, cumva, până în prezent vedem aceeași linie de gândire. În momentul actual, Rusia mai are ca țintă acele gurile Dunării, pentru că au fost o țintă permanentă a lor, și extinderea spațiului slav, unind Bulgaria și Serbia cu spațiul slav tradițional? A spus o întrebare retorică. Evident că la nivel oficial nu se emit asemenea pretenții. La nivel neoficial și în discuții informale cu reprezentanții mediului diplomatic răsăritean, ei nu exclud că într-o situație de criză să ajungă la gurile Dunării. Chiar îmi spunea un fost diplomat acreditat la București că pentru parașutiștii subordonați direct lui Putin ar ajunge câteva ore ca să se afle în fosta Basarabie de Sud. Sigur, ținta n-ar fi, din perspectiva lor, statul român, ținta ar fi fostul stat sovietic, Ucraina. Dar acest enunț periculos, invocat de o manieră de a crea frisoane, arată că intenții există în continuare. Nu întâmplător, recent, parașutiști militari britanici au desantat în sudul Ucrainei, în baza unui acord militar bilateral dintre Londra și Kiev, ca o dovadă că, deși Ucraina nu este stat membru al NATO, deși Ucraina nu este stat membru al Uniunii Europene, totuși are un aliat important, precum Anglia, care are un partener strategic Statele Unite și care are propriile interese în menținerea stabilității în Marea Neagră. Dacă îmi permiteți, pe fondul anexării peninsulei Crimea, autoritățile de la Kiev au oferit o serie de rapoarte în care au arătat că proiecte geopolitice ale Federației Ruse nu se rezumeau doar la Donbass și Crimea, ci și la anexarea regiunii Odessa și ajungerea până la ceea ce noi nu spunem gurile Dunării, prin proiecte geopolitice precum Novorusia, Melorusia și așa mai departe. Domnule Raiețchi, concluzionând această parte, sesizați dumneavoastră de acolo din Parlament o agresivitate a Federației Ruse în regiune și cum o explicați? Rusia trebuie să-și păstreze postura de mare putere pentru momentul în care va avea capacitatea, dacă va ajunge acolo, dar în general a ajuns în cicluri
să-și reproiecteze forța și către Europa. Pe termen scurt, mie mi se pare că au renunțat la proiectul ăsta panortodoxist și la discursul de protector ai creștinilor din Balcani și Caucaz pentru înțelegerea cu Turcia. Adică vedem ce se întâmplă în Nagorno-Karabakh și acolo e limpede că Putin a lăsat mână liberă, i-a lăsat mână liberă lui Erdogan. Vedem ce, cum s-a poziționat Rusia în discuția despre catedrala Hagia Sofia, unde din nou i-a lăsat mână liberă lui Erdogan. Deci avem de-a face cu o împărțire a Asiei mai degrabă între China, Turcia și Rusia, care scoate un pic Rusia dinspre fereastra asta europeană și ne dă timp să ne întărim poziția și nouă. Domnule deputat, mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Vă mai așteptăm în CEC Media, cu siguranță vom avea ocazii. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate neconflictuală și revenim pașnic în platoul BOMTR. Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră preferată în continuare pe B1 TV. Bineînțeles, ne ocupăm de cei care mint. Nu e frumos să mințim, dar din păcate unii nu știu acest lucru și cei 7 ani de acasă au fost făcuți odată că prin anumite laboratoare sau poate că după aceea au ajuns. Dar minciunea are picioare scurte din fericire și noi le mai scurtăm încă mai mult în această emisiune. Avem o nouă poză, doamnelor și domnilor, de pe site-ul nostru preferat, a cărui nume nu o să-l pronunț, dar e foarte ușor să vedem despre cine este vorba. Citez, Iohannis a dat de gol. Zuckerman bate câmpii și vinde gogoși. Stabilise un Răzvan Munteanu anterior că sunt merdenele. Sunt merdenele, sunt gogoși, acum depinde de unde vrem să privim acest aspect. Aș vrea să trecem puțin cam repede pe această știre. Este un narativ clasic al propagandei ruse împotriva relațiilor între Uniunea Statelor Unite ale Americii. Este vorba de același proiect de autostradă despre care noi am vorbit și în prima parte a emisiunii. Și autorul articolului se leagă de un fragment din discuție, de fapt de o declarație a președintelui României care se scoasă din context. Acesta spune undeva că nimic nu este clar privind autostrada, doar acest fragment este luat din context și nu este tradus ca fiind un proiect în lucru care că nu este definitivat 100%, ci ca un proiect care nu va avea loc absolut deloc. Așa este tradus de către Sputnik, total manipulator și total denigrator la adresa atât a președintelui României cât și la adresa ambasadorului SUA la București. Aș interveni, dacă vă rog, domnule. În primul rând că acest articol a fost scris de acasă, intrăm pe site-ul președinției, preluând doar citatul care arăta prudența șefului statului român, pentru că în această fază atât erau informațiile date de Departamentul de Stat și ca să denigrezi o instituție, numai pornind de la ce ai citit pe un site în absența unor informații și în absența practicii jurnalistice. Eu, cel care scriu materialul, sun la telefon pe cel care se ocupă de presă de la Palatul Cotroceni, cer un punct de vedere, menționez că nu mi s-a dat alt punct de vedere sau menționez că au fost detalii suplimentare. Este neprofesionist, tendențios și folosește o fotografie care arată care este ținta publică, actualul șef al statului român. Ori, inițiatorul proiectului îl constituie partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ba mai mult, tot ceea ce considera oficial american că trebuie dat presei a fost furnizat. Deci este o manipulare grosolană. Fără doar și poate, Statele Unite rămân principalul partener strategic al României și cam singurul aliat care ne poate asigura umbrele de securitate de care noi avem nevoie. Cunoașteți foarte bine evoluția armatei române în Afganistan din postura pe care dumneavoastră l-ați avut-o și cel puțin noi în pauză am avut plăcerea să ne povestiți o întâmplare privind relațiile dintre armata română și armata americană pe frontul afgan. Aș vrea cu îngăduința dumneavoastră, dacă puteți, să ne spună și telespectatorilor noștri acel caz despre care ne-ați vorbit mai devreme. Da, vă relatam, dar cu referire la Irak, că am avut onoarea și șansa să fiu cu domnul general Ioan Sorin în Irak, unde erau trupe române și la un moment dat în programul vizitei a fost prezența domnului general Ioan Sorin la americani care l-au dus să vadă mașinile pentru misiunile de cercetare oferite de americani. Erau zeci de mașini oferite gratuit armatei române din respect pentru calitatea militarilor noștri, pentru că niciodată militarii noștri nu au zis nu și cei mai loiali dintre aliații care au fost și în Irak și în Afganistan, în sensul capacității de a răspunde pozitiv la oferte de misiune complexă, au fost militarii români. Sigur că despre acea donație nu s-a scris în România,
Nu au fost publicate nici fotografii, mă refer în presa care ajunge la fiecare cetățean român, dar aceasta arată numai una dintre dovezile că armata română a fost pusă în situația de a avea aceeași dotare ca și partenerul american. Această loialitate a militarilor trimiși acolo, și este vorba de militari foarte buni, selecționați, a fost răsplătită de americani cu vehicule de cercetare care folosesc și astăzi celor care mai au misiuni peste cotare. Am vorbit de atacul la instituții. Doar o secundă aici, pentru că mi se pare un detaliu extrem de important. Atacul la instituțiile statului român au fost permanente. Și e foarte valabil acel principiu de videt impera, care chiar dacă vine de la Filip al II-lea, rege al Macedoniei, 300 și ceva înainte de Hristos, este foarte actual. Domnule colonel, iată că mă gândesc la puterea dumneavoastră de a schimba lucrurile în vine. La precizarea cu un simplu colonel, Alexandru Iancuza, a făcut revenirea Moldovei la patria mamă, țara românească. Într-adevăr, foarte bună precizarea și nu cred că e deloc caz să vorbim de simplu sau mai puțin simplu colonel, să spunem lucrurile pe nume, revenind după o foarte scurtă pauză de publicitate cu răspunsul dumneavoastră a ceea ce înseamnă acest concept readus cumva la viață în ceea ce privește atacul la instituțiile statului după câteva momente de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, după cum știți, ne ținem de cuvânt și suntem pregătiți foarte metodic pentru această emisiune. Domnule colonel, am promis că așteptăm răspunsul de dumneavoastră și cei de acasă cu siguranță așteaptă un răspuns. Mai este actual această metodă folosită, iată că încă în timpul dinainte de Hristos, cam 380 și parcă nu greșesc, Filip al II-lea al Macedoniei. Ca unul care am activat la Comandamentul Multinațional de Nord-Est în Polonia, vă pot spune că sunt mândru că în România funcționează un comandament multinațional de sud-est, pentru că este condus de un general cu experiență internațională și actualii militari care sunt în funcție cheie din armata română au experiența confruntării în alte teatre de operații. Să avem încredere în armata română pentru că este la datorie. Și recenta dotare cu rachete Patriot nu face decât să creeze forța disuasivă a defensivei noastre. Apropo de Patriot, o să mai avem încă o dată imaginea cu acele noi rachete, de altfel tehnologie de ultimă generație, domnilor și domnilor, și suntem a șaptelea stat parcă NATO ce are o astfel de sistem pe teritoriul său național. Ceea ce este o mare realizare pentru noi, chiar dacă alții încearcă să spună că avem rachete Patriot fără patrioți, și chiar acesta ne laudă, și titlul prietenilor ne laudă că am readus cuvântul de patriot în România, patriotismul în România există, articolele manipulatoare trebuie tratate ca atare. Ce este interesant și ce trebuie să înțelegem din acest aspect este că aceste rachete, chiar dacă Rusia vrea să le arate ca fiind ofensive, le sunt defensive, sunt partea arhitecturii de securitate a României, avem nevoie de ele și fără SUA, fără NATO, fără Uniunea Europeană și fără alți aliați din afara acestui areal, precum Israel, spre exemplu, și nu numai, România de astăzi nu ar mai fi și nu ar mai arăta așa cum este ea. Trebuie să ne realiem la relațiile internaționale. Este ideal să avem relații foarte bune cu Federația Rusă, chiar dacă nu ne lovim de propaganda rusă, este un lucru normal până la urmă. Și trebuie să încercăm să construim o Românie mult mai bună. Spunea Titulescu în interbelic, dați-mi o politică internă stabilă și voi vedea o politică externă de excepție. Domnule colonel, este cum politica externă a României acum? Este una echilibrată și în același timp din politica externă a României face parte și tot ceea ce generează diplomația militară. Militarii români sunt percepuți la Bruxelles, la Washington, ca oameni echilibrați și dacă vă uitați pe imaginile primirii ministrului apărării Nicolae Ciucă la omologul său american, observați tipuri de discurs cu lucruri concrete. Aici este vorba de un parteneriat pe termen lung și aș mai vrea să spun ceva. Această tehnică de luptă care vine în dotarea armatei române este în folosul poporului român. Cu siguranță armata este cu noi și la propriu și la figurat. Răzvan Munteanu, sâmbătă următoare. Continuăm analizele privind propaganda rusă în România. O să intrăm în subiecte noi. Nici măcar n-am discutat temele generale ale propagandei rusă. Trebuie să le discutăm ca să le înțelegem cu toții. Și ușor, ușor ne vom orienta puțin, să spunem, și către propaganda maghiară în România. Cred că un lucru extrem de interesant. Nu știu dacă data viitoare, dar cu siguranță în următoarele dăți. Domnilor și domnilor, aici Check Media a ajuns la final. Din păcate nu am reușit să abordăm chiar tot ce ne-am promis, dar avem timp pe viitor. Cu siguranță oamenii care vor veni aici se vor ocupa cu atenție și îngrijorare în sensul bun al cuvântului de buna desfășurare a lucrurilor și a informării corecte în România. Domnul colonel Ion Petrescu, mulțumesc pentru prezență. Răzvan Munteanu, colegul meu, spor mult în continuare. Mulțumesc pentru analiză.
surpriză ca de fiecare dată. Ne revedem de la fix la știrile B1.